Ne aflăm pe teritoriul de cetatea Arts Danube, care este un centru de artă în dezvoltare, început din 2008. Suntem în comuna Cetate, județul Dolj, foarte aproape de Dunăre. Aici se află fundația care îmi poartă numele și este și sediul Galeriei 418, inițial deschisă în București în 2008. Avem un parc de sculptură în jurul nostru și se întâmplă multe lucruri, ca și această expoziție pe care o închidem în câteva zile, expoziția Romul Nuțiu, Dynamic Universe, care a fost vernisată în luna iunie la cetate. Cu ocazia acestei expoziții, noi am publicat și o carte cu același titlu. Curatorul expoziției este Flavia Frigeri, de la Londra, curatoare de la Tate și de la National Gallery. Și am reușit aici să facem o expoziție reprezentativă pentru întreaga operă a lui Romul Nuțiu, împărțind volumul de lucrări în patru subiecte, pentru că avem aici și patru încăperi care s-au potrivit pentru această ordonare a temelor și a imaginației lui. Avem în prima încăpere, este dedicată spațiilor compozițiilor modulare. Aici ne aflăm în încăperea Universului Dinamic, care lucrări făcute majoritatea în anii 60, început de 70, în care Romul Nuțiu a reușit să introducă performanța în arta românească prin folosirea a unor cuve mari umplute cu apă și cu culori industriale, în care el, cu un băț dansând, crea niște forme. Apoi formele le prelua pânza pusă peste apă și după aceea intervenea el. Și de aici au ieșit toate asamblajele și toate aceste lucrări, parțial pe pânză, parțial și pe lemn, din anii 70, 1970, așa, în medie. A fost titlul expoziției, este un remake al unui titlu inspirat de Coriolan Babeț, care a vernisat lui Romul Nuțiu la Timișoara, la Galeria Helios, prima expoziție care a adus atenția asupra acestui artist mare, pe care îl considerăm reprezentantul expresionismului abstract din România. Și aici vedem efectiv un expresionism abstract din România, făcut în anii 60-70 într-un mod absolut unic și personal. Aceasta ne-a ajutat să putem organiza în Hamptons, în statul New York, în East Hampton, în Muzeul Jackson Pollock, Pollock Krasner Study House, o expoziție cu Romul Nuțiu și încă patru artiști din Europa de Est, cu lucrări din perioada asta 60 spre începutul anilor 70, încercând să demonstrăm că a existat un expresionism abstract în spatele cortinei de fier. Sunt născută în România, am plecat în 74, când eram încă la liceu cu părinții mei, m-am stabilit în Germania și am studiat medicina și istoria artei. M-am căsătorit, am doi copii, așa, o viață foarte normală, și după 30 de ani de absență din România, m-am întors la cetate cu intenția de a vedea locul pe care îl știam numai din povești de familie și din fotografii. Și bineînțeles că m-a cucerit și n-am rezistat să nu mă implic aici. Și asta, bineînțeles, că mi-a schimbat viața total și este o dedicație mare și multă pasiune și multă, trebuie să spun, tenacitate, ca să salvezi locul și să-i dau un loc de agricultură, omenire nouă către artă.